Mașină, nici acasă nevastă ți-a fost în plasă, tu ești... Băi! Lagă și capul. Păi și de ce te-ai trebuit să facă? Și le are impuls de trebuit. Ce-a Thank you.
Asta-i povestea mea, neamului nostru vitaz. Istoria dragă cu luptă și jertfă, trăiește în vârstă de culori. Liniște, stare și pace în lume, dar am liber de se. Bărbații și frații să rigă ca unul, în comandantul suprem. Frații să îi vor ca unul în comandantul suprem. Ceța ca milioane române ca toații, alarme cu frunze și flori. Toată izbânda toți deșutații, pe lumea este urmăr. Toată izbânda toți deșutații, pe lumea
cineva în familie care a luptat în primul război mondial. Să pune și pentru el un stejar, nu? Succes! Îl avem aici pe domnul primar din Adjut. Domnul primar, bună dimineața! Bună dimineața! Câți oameni ați auzit dumneavoastră astăzi? Cam în Păgurea Mare. 500 de oameni. E coadă la intrare pe câmp, dacă vă puteți imagina, mai rar așa ceva. Pe autostrad. Știi ce mi-a zis domnul de aici? Că nu s-a făcut încă pătura destul de mare ca să ne lăuri și viața. Uite că am venit. Să trăiți. Să trăiți. Mor și bine. Am venit să păturire mă. Memoria celor care și-l dau viața. Eu știu versurile, cântă, treceți batalioane române pe față. Probabil cânte cu cel mai... A noastră e sfânta, a noștri sunt frații, trăiască, unește curor. A noastră e sfânta, a noștri sunt frații, trăiască, unește curor. Pe miniște-n țară și pace în lume, la mea mea e Dumnezeu. Ai bunda! Mai și frații să vivă ca un jur, comandantul suprem. Ca maxii și frații să vivă ca unul rând, comandantul suprem. Ce s-a dat imane române ca toații, ca arme cu frunze și flori. Așa stăi zbânda noștri sub frații trăiască, veste cu lor. Bravo, Bocca! Bravo! Bate lumea! Bravo, bravo! Bravo! George, stai așa. Păi, simt timp. Secunde. Cât mai ai pe mă? 10 secunde. Atenție. Dragi tineri, doamnelor și domnilor, în numele inițiatorului proiectului Parcul Memoriei Naționale Romândria, Consiliul Județean Vrancea și a partenerilor săi, Ministerul Apărării Naționale, Regia Națională a Pădurii Romsilva, Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Silvicultură și Societatea Antena 3 SA, vă mulțumim pentru că ați răspuns prezent la apelul nostru de sprijin în acțiunea de plantare a celor 335.000 de stejari care vor deveni un memorial viu dedicat fiecărui militar al Armatei Românei care s-a jertfit pentru realizarea visului secular al tuturor românilor. Marea Unire de la 1918. Am onoarea să-l invit să ne spună câteva cuvinte pe președintele Uniunii Consiliilor Județene din România, domnul Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea.
Dragi români, dragi vrânceni, astăzi este o zi super importantă pentru țara noastră. Împreună cu partenerii noștri, dar la ideea Antenei 3 și a lui Adrian Ursu, astăzi punem bazele Parcului Memoriei Naționale. El este dedicat tuturor militarilor care și-au jertfit viața pentru reîntregirea neamului în primul război mondial. Cei care și-au jertfit viața în primul război mondial au dorit să ne lase o țară liberă, o țară democratică, o țară unită și o țară prosperă. Copiii noștri, noi avem obligația să păstrăm țara noastră, dar mai mult decât atât, să facem în așa fel încât să fim uniți și noi să facem din România o țară mai liberă, mai prosperă și mai democratică pentru toți cetățenii ei. Vreau să vă mulțumesc în numele Administrației Publice Județene, în numele tuturor partenerilor noștri, pentru faptul că ați venit în număr extraordinar de mare aici. Copii, părinți, bunici, militari, funcționari publici, angajați, oameni de peste tot locul. Din cauza aceasta, vă rog să-mi permiteți să exprim înalta mea recunoștință pentru ceea ce facem împreună astăzi și pentru că sunteți aici. Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Adrian Ursu, director Antena 3. Bună dimineața! Nu prea se aude. Bună dimineața! Știți cât de mulți sunteți? Vă spun eu, câtă frunză, câtă iarbă și mai ales câte frunze o să aibă Parcul Memoriei Naționale. 335.000 de stejari se vor înălța aici în doar câțiva ani și voi sunteți cei care o să faceți minunea asta posibilă. Sunteți pregătiți? Da! Nu sunt convins. Sunteți pregătiți? Da! Sunteți siguri pregătiți? Da! Ei bine, o să ne apucăm de treabă pentru că ne așteaptă încă un secol de istorie în față. Au trecut 100 de ani de când aici se dădeau lupte, au trecut 100 de ani de când aici mureau oameni ca noi să fim uniți, așa cum suntem astăzi. Nu cred că se vede, o să puteți urmări pe imaginele pe care le transmitem pe Antena 3, panorama aeriană a acestui loc. Nu se vede, dacă stați aici, cât de mulți sunteți astăzi dornici să fiți parte din istorie, pentru că e o pagină de istorie cea pe care o scriem astăzi. Și eu sunt foarte mândru alături de toți colegii mei care sunt aici, colegii mei de la Antena 3, că am găsit aici în Vrancea suportul pentru acest proiect. Când am născut ideea, ne-am gândit unde ar fi cel mai potrivit să ridicăm acest parc al memoriei naționale. Și am spus unde altundeva decât într-un loc cu încărcătură istorică, așa cum este Linia, Mărăști, Mărășești, Oituz. Și în secunda 2, când am început să rostesc ideea acestui proiect, președintele Consiliului Județean Vrancea, Marian Oprișan, a spus da, nici nu mai continuați, am înțeles, suntem în acest proiect. Și a fost de la început și este iată până astăzi, cu tot ce înseamnă suflarea acestui județ, un răspuns extrem de sincer și curajos. Și au venit pe urmă alături de noi Ministerul Apărării Naționale și salut pe toți militarii care sunt aici cu tot respectul. Așa cum îi salut pe cei din Focșani, bună dimineața Focșani, pe cei din Arjut care au venit și au cântat până acum, au cântat Treceți Batalioane Române Carpații, pe studenții din București de la Politehnică, s-au trezit de dimineață, vă dați seama cât de greu pentru studenți să se trezească de dimineață, dar au venit aici să fie împreună cu voi. Au venit și iruibiștii de la echipa națională, cărora le ținem pumnii că trebuie să-i bată pe cei din Samoa astăzi. Hai România! Și o să vedeți că o să fie mulți alți oameni care au venit de departe. M-a salutat mai devreme un domn din Piatra Neamț. Dincolo este un domn care a venit singur, cu lopata mică de infanterie în geantă, din București. Și sunt mulți alții care au vrut să fie astăzi alături de dumneavoastră aici. Le mulțumim celor de la Rom Silva, fără de care n-am fi putut să facem acest proiect uriaș. Sutele de mii de puieți care vor fi plantați aici sunt oferiți de Rom Silva
pentru a rămâne dovada istoriei vii. Va fi un parc aici, nu va fi doar o pădure. Va fi un parc în care veți veni cu copiii să vă jucați, să le spuneți povești, să priviți imagini din istoria mai îndepărtată sau mai recentă a României. O să ne întâlnim des aici. O să ne întâlnim din nou în primăvară și în toamna viitoare, pentru că abia atunci, înainte de 1 decembrie 2018, vom desăvârși ce începem astăzi. Sunt 50.000 de stejari pe care o să-i plantăm în sâmbătă asta de 18 noiembrie și lor li se vor adăuga ceilalți până la 335.000. Vreau să stăm împreună acum și să privim ceea ce înseamnă, probabil, cel mai important simbol al României, drapelul. El se va ridica pe acest catarg care va străjui parcul nostru până când alte monumente îi vor da grandoare. Priviți drapelul cum se ridică și fiți mândri, așa cum știu că sunteți, și de aceea sunteți și astăzi aici, de ceea ce înseamnă România. Să rostim împreună versurile imnului național și mulțumim muzicii militare pentru că este alături de noi pentru a intona împreună Deșteaptă-te, România. Doamnelor și domnilor, se intonează imnul național al României concomitent cu înălțarea drapelului României. Memoria eroilor români căzuți la datorie, acum 100 de ani, pe câmpurile de luptă din primul război mondial, se oficiază serviciul religios. Este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție. Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și toate le împlinești, Vistierule al bunătăților și Dătătorule de viață, vino, Doamne, și te sărășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată necurăția și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă reputințele noastre pentru Sfânt numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rostim împreună rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în ceruri, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, cine izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, lumina cea adevărată, cel ce ai zis acolo unde sunt adunați doi sau trei numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor. Tu, cel ce pe smeriții pescari ai rătat plin de înțelepciune și ai făcut prin pogorârea Sfântului Duh cuvântători de Dumnezeu și învățători a Evangheliei Tale, însuți, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, cel ce binecuvintezi toate în viața noastră, binecuvintează această activitate a robilor Tăi aceștia prezenți aici, în amintirea sacrificiului ostașilor români ce au adormit pe aceste câmpuri de bătălie de la Mărășești, Mărești, Soveja, dându-le celor adormiți o odihnă veșnică, iar nouă celor vii toate cele de folos de mântuire. Că binecuvântat și preamărit ești în vecii vecilor. Amin. Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Sale, cu puterea și cu ocrotirea Sfintei Cruci, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Dumnezeu să ne ajute și să ne binecuvinteze la mulți ani ziua de astăzi. Are cuvântul domnul inginer Gică Duță, directorul Ocolului Silvic Focșani, care ne va explica câteva tehnice despre plantare. Stimați invitați, bună dimineața, bună ziua și bine ați sosit la Mărășești, în raza administrativă a Ocolului Silvic Focșani, unde există amplasat acest șantier de lucru. În stânga mea este corpul silvicultorilor din județele Vrancea, Bacău, Galați și Buzău, care au acceptat invitația noastră să vină să ne sprijine pentru asigurarea asistenței tehnice. Impresionat de adunarea de astăzi, vă rog, tot secretul acțiunii noastre depinde de modul de organizare. Așa, după cum observați în spatele meu, există șantierul. Șantierul este împărțit în 6 tarlare și fiecare tarla în 16 sau 17 parcele. Silvicultorii vor prelua toate echipele de lucru și pe aceste două alei intrăm și începem plantatul puieților. Ați observat pe acel panou modul de plantare, vă explic și eu, nu este greu. Plantarea se va face în gropi de 30 pe 30 pe 40 de centimetri adâncime. Echipele vor fi din doi plantatori, unul se ocupă de puiet și celălalt de groapa respectivă. Rugămintea mea, cum mă vedeți pe mine, în stânga mea merg la prima parcelă 340 de voluntari, în spatele meu pe prima alei 680, următoarea alei 680 și ultima alei 340 de voluntari, urmând ca după ocuparea primelor posturi, suplusul că nu au estimat că vor fi atât de mulți participanți, urmează să completăm și să dăm ajutor echipelor deja în teren.
Rugămintea mea, în mod disciplinat, ordonat să ne prezentăm la silvicultorii care vor fi cu dumneavoastră și să începem acțiunea de plantare. Vă mulțumesc și vă dorim spor la treabă. Să fie într-un ceas bun, spor la treabă și cum putem să pornim mai bine decât ascultând Treceți Batalioane Române Carpații. Thank you.
Suntem primii, fii atent, aici, acum ajungem în cap. Pune până la capăt, domnul primar. Nu, nu, până la jumătate. Păi, dar mai sunt copaci. Vine ăia de acolo, copaci. Dom'le, pe aici a trecut bunicul meu. În cele două războaie mondiale. A călcat pe aici. Așa zi, dovidește-se. Dar aș da și voi. E o primă acolo. Trece spatalioane române Carpatii.
Aici scrie primăria Mărășești. Băi, ce mici eu ascult. Bravo, mă, Ghiță, mă! Bravo, mă, că tot ține! Arde, arde, mă, întotdeauna! Mare, mai lăsă, nu spune cu voi! Hai din coace, hai, aici! Hai din cea! Băi, Jari! Hai, Marcel, hai! Hai, Marcel, ia! Ia, Marcel! Ia, mă, cum e pierdutul ăsta! Cinstea eroilor neamului, este un copăcel de fiecare, măcar atât lucru să facem și noi, un gest simbolic, amintirea, hai, bacăcelor neamului, să dea Domnul să crească aici o pădure falnică, așa cum au fost și ei. Aveți piesa? Hai să luăm altă întrebă, că aici să luăm după. Dacă au un gen la rădăcină, nu se pune. Așa, că de unul, să te cupeșe la mele. E bun, e dă cu piciorul. Nu așa, dar avem ce uita, nu prea avem ce uita, nu prea avem ce uita, nu prea avem ce uita. Mai plăcă e partea. Hai, Alina! Ce știi tu despre această pacțiune, iată, de plantare a stejarilor și ce ți-ai dorit tu să vezi aici peste câtva timp? Mi-aș dori să văd aici peste câtva timp ca un fel de grădină, mulți stejari și pe toți stejarii să fie tot un nume a familiei și peste câțiva ani copiii noștri să da? Copiii noștri, nu? Da. Sau copiii tuturor, să, da, generațiile viitoare. Ne arăt și nouă, Rareș, te rog, tare frumos, cum plantezi tu un, un stejar. Haideți să mergem după Rareș. Să vedem, este un exemplu acest, acest copil. Te descurci, Rareș, un pic de... Nu, nu, tu cu lopata. Da, Luca? Tu cu lopata, așa. Adi Ursu se descurcă acest, acest copil rare și uite cum plantează. Pare foarte hotărât, ceea ce e cel mai important. Și o să crezi că nu este singur. Sunt foarte mulți copii aici. Uite, mai e un picut acolo. E de
trei ori lopata mai înaltă decât el, dar nu se dă bătut. Și sunt într-adevăr foarte mulți părinți care și-au adus copiii, fiindcă vor să-i facă parte din această poveste. Cred că o să mergem și la ceilalți colegi ai noștri care sunt în alte locuri, cu alți oaspeți importanți, pentru că au venit, cum spuneam, de departe unii dintre ei. Îl avem aici pe domnul Iane, secretarul de stat de la Ministerul Românilor de Pretutindeni, care va veni soțit de... Chiar în aceste momente, în imagini, domnul secretar de stat este cu băiețelul domniei sale. Secretarul de stat de la apărare, da. Secretarul de stat, adică în două secunde am să merg eu bine. Dați-vă tu parte! Foarte bine, foarte bine! Simona, da!
Vin de lată aici. Mai avem apă acolo, punem, completăm. Avem gata, am terminat? Uitați, vă dăm niște, că noi am terminat. Nu știu, vă dăm. Să băgați în aia, nu? Lenea e cu coană mare. Haide! Hai! Hai! Ai răbdare un pic! Hai! Ții, da? Ține-l acolo, vedea-să! Da, și așa, frate! Ia să-i! Dă-i la mine! Ia să vedem! Dă să dau eu! Dă cât ai de aici! Ia! Ia călcați voi acum, calcă. Hai, hai, de jur împrejur. Așa, bravo băieți. Hai, următoarea groapă, aici scoate bățul. Scoate bățul. Gata, una! Îmi place să plantez. Bravo. Până nu terminăm, nu ne dă nimic din mâncare. Îți faci gata. Păi, dă-te. Îți faci pe ăsta? Nu, că pierdem locul. Nu mai știm unde. Hai, gata! Hai cu el! Hai cu stejarul! Bagă-l, bagă-l tu tare! Prea adâncă, prea adâncă, că îl noi cu totul. Ia, ia stai așa. Să-i leacă, mai pun-o leacă de pământ. Așa. Gata, dă-te deoparte. Gata? Motor! Ține din el! Ține. Gata, dă-i drumul, dă-i drumul, tata. Gata, călcăm cu jurul lui? Jurul lui, da? Jurul lui, nu cu el. Bravo! Cine scoate bățul? Scoate bățul. Hai, lasă, tu scos pe ălaltul. Dă-te, dă-te. Gata, aici, următoarea groapă.
Nu mai putem. Următoarea groapă. Toti. Poți să trec să frânează? Mă fără mie! Trebuie să-mi dea, cu vreme! Bine! La datorie, că... Da, Constantin, sunt terminat. Atențiune, pregătirea pentru adunare, salubritatea. Unde ce merg? Unde ce merg la locului? Și acolo noi am dat un moment și de asemenea am organizat un festival de muzică, poezie și cântece patriotice. Noi suntem în prima ediție provinciană, a doua ediție vrem să fie națională. Deja am decis dacă aș fi prezent și dumneavoastră. Tot dragul, cum vă numiți, domnule profesor? Ion Popescu. Deci, domnule profesor Ion Popescu, vă mulțumim foarte mult, stimată doamnă profesoară, cum vă numiți? Am venit la această manifestare de foarte multe ele, care mi-ați colaborare cu Asociația Cuțina Sprijină, care a dus de la mausoleul din Mărășești, știți că a fost plantat pe 6 august anul acesta și deja a crescut, vă arată că l-am George, deja a crescut. Radu Tudor este și el alături de mine, alături de cercetașii României, pe care îi salut și le mulțumesc foarte mult. A prins, Oana, așa este. Da, vă spuneam că este alături de mine și Radu Tudor, de nădejde aici la Plantat Stejar. Bună ziua, Radu! Bine v-am găsit și e o mare bucurie și un mare privilegiu să fiu alături de cercetașii României. E un sentiment destul de puternic pentru că mii de oameni au venit aici și emoția te cuprinde oriunde te uiți. Dacă acești stejari o să prindă, este grație căldurii și emoției cu care au venit oamenii aici în locul acesta și am să evoc și eu pentru 10 secunde și o să-i rog pe toți cei care au avut în familie luptători în primul război mondial să o facă pentru un minut. Străbunicii mei, Ion Câtu din Fântânile Negre Mehedinți și Vasile Scurtu din Valea Lungă Dâmbovița au luptat în primul război mondial, a dat Dumnezeu viață lungă să poată transmite mai departe sentimentele extrem de curate pe care le nutrim pentru această țară și să știți că aceste pământuri au fost apărate cu sânge și cu sacrificiul suprem a sute de mii de militari care au luptat în primul război mondial, iar emoția și bucuria de a avea acest eveniment astăzi este împreună cu cercetașii României, Mihaela. Radu, am alături de mine un cercetaș de 14 ani, Gabriel, foarte curajos. El va da prima lopată aici la Stejar de Gatine Teodoro. Ești patriot, Gabriel? Ce înseamnă să fii patriot? Ai dorința de a face ceva pentru ea și pur și simplu să trăiești tot ce s-a întâmplat. Deviza voastră este împreună creăm o lume mai bună. Și cum faceți asta? Ce fac cercetașii? Noi mergem în campuri pentru că am mai mult. Noi implicăm. Veniți cu găleata aici. Veniți cu găleata, scoate-mi lisa acolo.
Sunt 40 de copii inimoși care se implică în tot felul de acțiuni. Sunt, au mai multe filiale în toată țara, cercetașii României, trebuie să știți, și au ca deviză, vă spuneam, împreună creăm o lume mai bună dacă devenim noi înșine mai buni. Spuneți-ne ce să facă mai mult. Spuneți-ne ce să facă, să luăm cu tot cu pământul acela. Cu pământul de acolo și-l punem. Ținem de el și scoatem. Țineți de el. Așa. Țineți de el, scoateți ce de jos, dacă se rămână pământul de mare. Hai, scoate. Încet, încet, încet. Așa e foarte bine. Hai, acum adăugăm pământ peste. Haide, Gabriela, acum e rândul. Hai, așa, mai cu forță, mai bărbătește, așa. Hai. Hai, acum oprim un pic și cu picioarele, da? Așa, acum, lasă-mi un pic. Lasă-mi foarte bine, foarte bine. Sunt la întrebare. Bine. Oana, este plantat aici, în Parcul Memoriei Naționale, în acest moment, stejarul care poartă numele Caterinei Teodoroiu. 50.000 de stejari vom planta astăzi. Hai, pune pământ peste. Până la nivelul pământ. Și un pic deasupra, că plinta sare, dacă uităm, se mai lasă. Păi, se lasă și important să fie băfăgat foarte bine. Aceasta de aici. Hai, lasă-mi din nou. Lasă-mi cu piciorul, da? Hai, cercetașii, hai, jucați puțin. Așa e foarte bine. Cine mai are bentiță tricolor? Vă rog să ne legați de acest stâlp cu numele Caterinei Teodoroiu. Haideți, fiecare, luați câte o bentiță și legați-o acolo, faceți o fundă frumoasă fiecare. Haideți. Da. Du-te! De sus până jos, da? Du-te acolo! Nu e. Au venit bulup de oameni și au venit să o băga și au plecat. A trebuit să opresc, au plecat și cu pieții. Nu, pe data noi acum am luat că am vântat-o cu pieții. Și le-au dat domnii de acolo. Le-am dat. Au dat. Nu le dau voie să te gata? Toate bentițele-s gata? Dacă aveți. Să punem și buchetul acesta de flori. Dați-mi 5. Și să vă aduceți aminte de el și să veniți din când în când pe aici când puteți. Să-l vedeți și să-l îngrijiți. Copii, salutăm! Cercetași! Gargan! Cercetași! Gargan! Cercetași! Gargan! Doamne ajută să fie într-un ceas bun! Felicitări! Vă felicităm și noi! Mulțumim mult că ați venit alături de noi! Gata, dă-mi asta. Ne băgăm în autocar mai mare. Da, da. Eu la care am venit. Nu mai e de gata, mă.